cred că e pentru noi, adică bărbați, cred că e cel mai mare eveniment din viața noastră în care ești complet inutil. Sunt atât de lucruri, de multe lucruri care se întâmplă în jurul tău și nu ai ce să faci. Deci ești, nu practic ceva util în afară de a o ține în brațe, a o încuraja, a fi cu ea acolo tot timpul. Știu că este un ajutor imens, dar nu, mintea mea de bărbat se gândește, ok, practic ce pot să fac, ce pot să țin, ce pot să... Nimic, nimic, nimic. A fost foarte obositor, adevăr. La început, trebuie să recunosc, deci a fost un moment din acela în care ea era ok, moașa lângă, totul asigurat, eu eram lângă pat, mă uitam pe telefon la 9gag, timp de vreo 3 ore. După care, când a început partea mai dificilă, atunci, da, încurajat, ajutat să respire, amintit să respire cum trebuie, ținut de mână, altceva, sincer, nu poți face. Cum e momentul ăla când se naște copilul și ești acolo? Da. E... Simți că ești viu. Simți că trăiești momentul. Vezi ce în față. Mintea ta înregistrează absolut orice. Chit că aveam telefonul, aveam și telefonul că înregistram. Mă uitam prin telefon, mă uitam pe lângă telefon. Atunci am fost foarte focusat, foarte lucid, foarte... în ultimele 2 ore, ce am făcut eu a fost să încurajez să țin o batistă rece pe frunte. O, da. Asta a fost așa, o chestie de $1,000,000, batista aia rece. Se ducea, o răcea, Așa. Și... Da. Deci, acela e moment. Acum când vorbesc, mă ia tremuriciul. Deci, recunosc că sunt... Când mi-aduc aminte, am mai multe emoții decât aveam atunci. Atunci eram într-o stare de șoc, de eram foarte... V-ați conectat cu bebe? S-a uitat la voi? V-a scanat? Cu ea mai mult... Era cumva cu capul în jos când s-a plecat pe ea, a fost... Era întors așa. Dar când a pus-o pe piept, nu? V-ați uitat? Avea treabă. Avea treabă să facă... Deci plângea cu ochii închiși la alea și la alea și la alea. Dădea acolo, dar n-avea niciun stres. Asta era că a muncit mult. A avut 20 de ore de muncă, fără lichid foarte mult, cu care să alunece. Și... Era bună o naștere în apă? Poate ar fi fost. Cred că ar fi fost o altă senzație să nască în apă, cel puțin pentru mine. Aș fi preferat într-un fel, pentru că spre sfârșit mi-a fost destul de greu să stau în picioare, să schimb pozițiile. Eram... Da, am schimbat de 3, 4, 5 ori pozițiile. Da, am schimbat. Am împins și din picioare, și sprijinită, și ciucică, și patru labe, și tot. Toate pozițiile. Da, tot ce am putut. Numai că cel mai bine, până la urmă, m-a funcționat pe masă. Am înțeles. Și moașa a fost un ajutor extraordinar. Da. Contează, nu? Da. Foarte mult. Da, pentru că știe ce să spună și când să spună. Eu n-aș fi reușit. Eram acolo cu ea, a fost ok, dar să ai o persoană cu experiență care să știe ce să zică și când să zică, e super ok. Practic, doctorița a venit când? În ultima oră? O oră și jumătate? Da, în ultima oră jumătate a stat constant cu noi. Dar până atunci și atunci era mai mult ocupată de starea copilului, de ceea ce ținea practic de ea. A fost greu să-i convinge să nu voia copilul? Neonatologia, da, a fost destul de insistentă, da. Să se bage ei acolo, să șteargă, să măsoare, să nu știu ce. Era ca un fel așa de shock team. Dar era, aici era masa mea și aici era Maxi. Da. Adică eram, puteam să-l prind. Deci erau trei
asistente cu câți, nu știu ce, erau de la neonato, care imediat au luat-o și au început, au măsurat-o, s-au asigurat, au șters-o, tot procesul. Dar a stat lângă noi. Deci totul au făcut lângă noi. Da, după care au dus-o sus. Da, eu am văzut-o. A stat Vali cu ea. Am stat vreo 15 minute, la cât? 3 sferturi de oră, jumătate de oră, după? Da, și după aceea am cerut-o eu. După ce m-am dat jos de pe masă. Dar de ce mai nu v-au dat-o de la început? Procedeu? Procedurile? A trebuit să-i completeze o porcărie. Da. Da. E o fișulică mică, uite așa, care se pune la bătut și se completează. Dar n-a fost în afara vizorului nostru. Adică chiar a fost acolo. Deci pentru noi e foarte important să fii acolo. Ce ați face data viitoare altfel? Aș mai merge la spital. Da, pentru că... Cum să zic? Medicii sunt foarte utili deloc. Adică ai naștere acasă? Acasă, dacă am avea și noi casă de nașteri, wow, ce mișto ar fi, dar nu, încă. Ideea este în felul următor. Medicii sunt foarte ok, mai ales dacă îți găsești omul potrivit, dar la un moment dat îi izbește paranoia, tipică de medic. Pentru că au. Cred că sunt făcuți așa. Vedeam. Avem medici aici? Nu, stai. În ultima jumătate de oră, vedeam pe fața asta... Da, era pe fața medicului meu, era... Da. Okay. Deci se vedea îngrijorarea, zicea, ok, ce facem? Pentru că totuși la mine a fost o mică complicație și ea era... Nu era mai calm decât ea. Adică și pentru ea era la fel de important să livreze cu un copil în mod natural. Era conștientă că am stat 20 de ore în travaliu și chiar vrea să reușesc. Dar mi-a și spus, nu știu dacă o să încapă cu... dacă are poziția cum trebuie. Mm-hmm. Pentru că n-am mai făcut nicio ecografie, nimica. Nu. În momentul, în ultima ecografie o făcusem cu o lună. Da, da, chiar trebuia. Râdeam pentru că aveam pus pe calendar. La noi a fost... Da, chiar în sâmbătă aia în care am născut trebuia să merg la control. Da. Și trebuia să mergem la control. Și râdeam de faptul că aveam fixat în calendar și nu eram încă bebe. Da, și nu eram încă bebe, exact. Și după ce am născut, țin de că m-a întrebat medicul. A fost un moment în care te-ai gândit să faci cezariană? Nu. Nu, n-a fost. După aceea, revenind asupra momentului, a fost un moment în care, într-adevăr, m-am panicat. Știu că eram așa cu TNS-ul, de fapt cu Doppler-ul. Și încerca să găsească pulsul lui bebe. Uh-huh. Și nu era. Și eram... și după aceea l-a găsit. Era, ideea era că era foarte, foarte jos bebe. Era extrem de jos. Aproape să iasă. Și după aceea când am văzut că crește acolo la 130, apropo a stat la 130 constant. Așa e, ok. Inclusiv pe contracții. N-avea nicio treabă. Deci n-avea nicio treabă ea. Dar s-a văzut că a ieșit obosită. Fusese obosită. Și pentru copii e o... A fost o dita mai munca pentru ea și o apreciez mult pentru faptul că a luptat. Uh-huh. A fost acolo alături de mine. Yeah. Face. Cum mergea alăptarea? Super ok, mai ales după ce ai venit tu atunci. M-am venit să mă joc și eu. Te-ai jucat bine. Nu, a fost. În maternitate s-au întâmplat două lucruri. Mi-am morțit două degete. În momentul de față mai am atât amorțit pe ăsta. Și aici aveam o branulă extrem de dureroasă. Ține copilul la sân. Ca atare mi-am bușit un sân. Aveam ren pe el și a durut. Și primele 5 zile uh-huh. au fost, că tu ai venit la 2 zile după ce ne-am întors acasă. Uh-huh.
Deci primele 5 zile alăptatul era mega challenge. Adică simțeam că voi doar mai tare decât atunci când te-am născut, ce Dumnezeu. Și a durut la început. A durut la început. Dar pentru că eu nu puteam să o pun la sân cum trebuie. Pentru că simțeam că aveam nu două mâini de stânga, două picioare de stânga. Dar până ne-am pus noi așa cum, ce, cum, să găsesc o poziție corectă. Și important este să învățați să faceți prinderea, să-l ajutați pe bebe să prindă calme. Consilier de alăptare. De la început. Consilier de alăptare, respectiv. Da, e foarte important. Dacă simțiți voi că nu vă descurcați și nu reușiți după să faceți după filmulețele de pe net, bine, găsiți-le pe la bune. Pe ăla de la noi. Exact. Atunci, cu încredere într-un consilier, la un consilier de alăptare, că vă ajută mult. Adică, pur și simplu să zică cineva că e ok, te descurci, e acolo cât un card de... Pe și eu asta am făcut la tine. Ți-am arătat cum să bagi sfârcul cât mai adânc în da, exact. Atât. Exact. Și după aia a fost ok. Da. După aceea nu mai am nicio treabă. Acum, noaptea, de exemplu, ea dorme lângă mine. Și de obicei ea dorme cu ce singură. Și mai târziu când se trezește, se servește. Adică e autoservire. Foarte bine. Bravo.